De dimineață însă, ofițerii anticorupție și cei de la Serviciul de Informație și Securitate au descins pe mai multe adresele Partidului Șor din Republica Moldova. Perchezițiile au avut loc în cadrul unui dosar cu privire la finanțarea ilegală a acestei formațiuni. Potrivit procurorilor, reprezentanții partidului ar fi acceptat, conștient, bani de proveniență dubioasă din partea unei grupări criminale, iar apoi aceștia ar fi fost folosiți în interes de partid, precum onorarii pentru artiști, salarii pentru membri și organizarea de proteste. Partidul Șor califică aceste acțiuni drept o răfuială politică. Acte. Perchezițiile au fost efectuate de ofițerii Centrului Național Anticorupție și Serviciul de Informații și Securitate. Potrivit unui comunicat de presă al CNA, Partidul Șor ar fi acceptat conștient bani de proveniență dubioasă din partea unei grupări criminale care erau folosiți în interes de partid la achitarea onorariilor pentru artiști, salarii pentru membri și organizarea de proteste. Banii murdari ajungeau în Republica Moldova sub formă de transferuri și convertiri, inclusiv în criptovalută, iar pentru a camufla originea dubioasă a mijloacelor financiare, erau folosite diverse canale de finanțare din Dubai, Viena sau Monaco. Astfel au fost documentate mai multe episoade în care, în primul semestru al anului curent, Partidul Șor ar fi efectuat plăți în sumă de 600.000 de euro, pe când cheltuielile raportate erau de puțin peste 228.000 de lei. Din aceleași surse de proveniență infracțională ar fi fost achitate salarii lunare membrilor partidului în sumă de 100.000 de euro, iar peste 3,5 milioane de lei ar fi fost folosite pentru transportarea participanților la protestele din Piața Mare Adunării Naționale. Pentru a acumula probe, oamenii legii au montat și o cameră ascunsă. În imagini se vede cum un bărbat intră într-un birou și oferă altui bărbat un pachet, din care acesta pare să fi scos niște bani. Aceeași sursă precizează că cheltuielile declarate de partid în primele 6 luni ale anului, în sumă de peste 20 de milioane de lei, depășesc considerabil suma de 1,7 milioane de lei, indicată oficial ca sursă de finanțare a partidului. Șeful interimar al procuraturii susține că banii ar fi provenit de la un grup criminal organizat, condus de liderul Partidului Șor, deputatul fugar Irlan Șor. Mai exact de unde vin acești bani? Banii sunt ilegali și parvin de la grupul criminal organizat creat și condus de către Irlan Șor. Deputata Partidului Șor, Marina Tauber, vizată în acest dosar, califică acțiunile oamenilor legii drept o răfuială politică. Ea spune că nu va fugi din țară și nici nu se va ascunde. Să nu creadă cineva că o să poată să scape de mine atât de ușor. N-am ce să ascund, nu sunt vinovată în nimic și o să colaborez și cu ancheta și desigur că cu toți cei care o reprezintă. O să fac tot posibilul ca vocea noastră a Partidului Politic Șor să fie auzită și o să dau toate declarațiile necesare care o să distrugă ceea ce este scris în învinuiri. A reacționat la perchezițiile de astăzi și liderul Partidului Șor, deputatul fugar Ilan Șor. Ну что, случилось то, о чем я вам говорил несколько дней назад. Сегодня партию Шор и к многим членам пришли с обысками, и мы думаем, что будут арест. То, что сегодня происходит, называется очередной политический цирк. То, что сегодня происходит, называется бесчеловечность. Но сегодня происходит одна очень важная деталь. Сегодня всем уже понятно, що від пас не залишиться камня на камні. Contactați de TV8, reprezentanții partidului PAS au negat orice acuzație și au menționat că grupările de crimă organizată, deghizate în partide politice, finanțate din banii furați de la oameni, nu-și au locul în politică și în societatea noastră.